În România anului 1944, aflată în război, economia era în pragul colapsului. Regele Mihai a decis de trecerea României alături de aliații săi tradiționali. Are loc recucerirea Transilvaniei, dar și pierderea Basarabiei. 70 de ani de pace au fost aniversați și de Casa Regală a României alături de veteranii de război. Aș dori să vă rog să păstrăm împreună un moment de reculegere în memoria tuturor celor care au murit în cel de-al doilea război mondial și în memoria tuturor eroilor români din toate timpurile. Eroii omagiați de Casa Regală au avut în urmă cu 70 de ani alături de regele Mihai rolul decisiv în scoaterea țării din război. Antonescu avea să petreacă în 44 alături de armată și rege pentru ultima dată ziua națională. 10 mai ne dă azi din pragul istoriei noastre glorioase sfatul înțelept al nădejdii și siguranța de stâncă a drepturilor nepieritoare. Antonescu nu lăsa pe rege să se implice în politică. Suveranul colabora însă cu partidele din opoziție, iar pe 23 august 1944, regele Mihai l-a destituit și l-a arestat pentru că refuzase să semneze armistițiul cu Națiunile Unite. Antonescu fusese numit prim-ministru în 40 printr-un decret al lui Carol al II-lea, pe care doar regele Mihai putea să-l abroge. Armata Roșie ocupase deja Iașul. În pofida faptului că existau unele semnale care veneau de la germani, chiar de la serviciile de informații parțial fidele lui Antonescu, ceea ce s-a întâmplat în după amiaza acelei zile a fost o surpriză pentru Antonescu. Armata s-a raliat ordinului regal și România a schimbat practic tabăra. La ora 22, suveranul a difuzat proclamația către țară, anunța revenirea la un regim democratic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei. Persoana principală atunci cu care mă rezonam eu, toată populația României care a ajuns să mă putea să suporte războiul, toți eram autor, partidei politice la fel și armata. Deci eu aveam toată armata în spatele meu. S-a executat fără nicio șovăire, n-a fost o singură defecțiune. Este credința specialiștilor din afară că acest război a fost scurtat de această decizie a României și scurtarea asta a însemnat 6 luni mai puțin de război. Nemții s-au răzbunat și au bombardat Bucureștiul timp de 3 zile. Au fost sute de morți și mii de răniți. Dar soldații români au eliberat Bucureștiul înainte de 28 august, când au ajuns rușii în capitală. Ceea ce s-a întâmplat la 23 august 44 a avut drept rezultat luarea unui număr imens de prizonieri români de către sovietici. Vechile cifre vorbeau de 130.000 de prizonieri români, cifre mai noi vorbesc de peste 166.000 de soldați și ofițeri. Asta însemna de practic quasi totalitatea a două armate române. Ajunși în țară, rușii au violat și șefuit civil. Au luat armament, muniție, vehicule, avioane, toată flota românească militară și civilă. Armistițiul a stabilit ca România să plătească despăgubiri către URSS în valoare de 300 de milioane de dolari și Basarabia și Bucovina de Nord le-a fost cedată. Mari învingători ai războiului au împărțit lumea în secret. În toamna anului 1944, Churchill a făcut o vizită în Uniunea Sovietică, ocazie cu care este acea celebră fază a șervețelului pe care, la sugestia lui Churchill, Stalin bifează pe acel faimos petic de hârtie. Din păcate, pentru zona noastră, amprenta stăpânirii sovietice a fost cu mult peste 80%. Peste câțiva ani de zile, stăpânirea a fost totală. Românii au recucerit Transilvania. La 25 octombrie, chiar de ziua regelui Mihai, au fost eliberate ultimele localități românești, Carei și Satu Mare. Peste 500.000 de soldați au fost însă obligați să continue războiul. Thank you.